Timișoara a pregătit de Alin Fărcușan și superstarul Peter Hertz în colțul lui Thomas Duf din Olanda. Opponent, 24 de ani pentru Thomas Duve din Olanda, la 1,82 m. Cu 8 ani mai mare Adrian Mitu, 1,80 m pentru Timișorean. Representing Romania, Adrian Mitu. 44 de partide are Adi Mitu, 36 de victorii, 7 obținute prin knockout. Este campion intercontinental VKU, campion Super Combat, campion și la Golden Fighter. Thomas Duev are 6 partide, de care a câștigat 2. Să vedem un alt luptător din școala olandeză, după ce Jimmy Van Overeem l-a învins pe Vasile Amariţe prin knockout în repriza a doua, după ce Amariţe începuse foarte bine întâlnirea. Stânga a pus bine Mitu. Încercă să ține centrul ringului Doeve. Croșeu de stânga din nou Adi Mitu. Mânuși roșii pentru român. Aruncă dreapta Doeve, îl ține pe curs pe Timișorean. Iată-l pe marele campion Peter Hertz. Iese de pe curzi Adi Mitu, a alunecat ușor acolo în zona neutră. Low kick pe exterior pentru olandez. Trebuie să plece din colțul ringului Adi Mitu. Dreapta, stânga nu a mai intrat Bănățeanului. A rămas descoperit Duev după acea încercare de high kick. Low kick tot timpul, Duev lovește cu dreptul pe gamba lui Mitu. Lui Duev din întoarcere a încercat Mitu, nu și-a atinsit așa pe care repede. Multe lovituri în gol în această repriză între cei doi. Problemă, da, pentru Mitu, iarăși a simțit că alunecă. A lovit la corp Mitu. Dreapta stânga, n-a mai putut să lovească cu genunchiul. Jumătate de minut. O repriză echilibrată, runda 1 între Mitu și Duev. Ambii au dat din brațe, a încercat și low kick-ul pe exterior olandezul. O decizie grea pentru arbitrii și judecători. Niciunul nu a cedat inițiativa.
matchup here at Policy Antoinette. We've seen a lot of great Dutch fighters here in Policy. And this one has been the I've really expected something incredible. S-a băgat la bătaie și a Dimitru de câte ori i-a permis distanța. Îi cere Alin Făcușan lui Adimitru să lovească cu dreapta mai des și să ține stânga sus. Runda a doua. Oh, ce lovitură spectaculoasă și eficientă Adimitru. Este lovitura partidei până acum. Superb. Oh, coșul de stânga printre brațele adversarului. Trebuie să fie serios Adi în continuare, pentru că e păcat de ce a realizat în începutul rundei. Iarăși două low kick-uri pe exterior, stă bine pe picioare oricum românul. Se duce la bătaie, mișoarează distanța, 2-3 coșe, cade olandezul! Ori din pumnul ora alunecat în acea zonă periculoasă a ringului, care s-a udat încă de la primul meci. Da, nu este numărat Thomas Doev. Se cere lui Adimitru să fie serios. Aruncă dreapta. Vedeți și la burtă. Ah, iarăși lovitură spectaculoasă din întoarcere. Simte, adică poate să facă spectacol. Dar încă nu și-a asigurat victoria. Mai are o repriză și jumătate. One man show, Adimitru. Acum în runda a doua, Alin Făcușan roagă să nu se mai joace cu adversarul, să fie serios. Dreapta stânga Mitu. Nu știam și aceste valențe bănățeanului. Oh, ce stângă aruncă printre brațele adversarului. Să fie atent Mitu. Ar fi păcat să risipească tot ce a acumulat până acum. Schimb de low kick-uri. Schimbă frumoasă. Ține distanța. Se duce Adi peste el. Ah, periculoase aceste lovituri cu joicul din clinch. Lovitură frontală. Mitu. Ah, s-a mișurat distanța. Să nu mai dea din întoarcere. A spus Făcușan. Stânga-dreapta coboară cu croșeul la ficat. La burtă și la cap, să vedem dacă este combinația la cam agățat cu ușorul dreapta Doev. Lovește cu același braț Mitu, două la cap, una la corp, pe crușorul de stânga. Câtă siguranță are pe el Adimitru. Sperăm că și-o va menține până la final. Ah. Gong de finală în runda a doua. Spectacol total oferit de Adrian Mitu cu olandezul Thomas Doev. Totul a început încă din primele secunde. Acea lovitură spectaculoasă din întoarcerea lui Adi Mitu. Iată-o. Ce bine s-a apărat Thomas cu mănușa la cap. Altfel era knockout. Cea mai frumoasă repriză de acolo, Seon 14, oferită de Adrian Mitu, mănuși roșii. Ne bucurăm pentru el, care momente care și poate să glumească cu adversarul, dar mai sunt 3 minute. Până acum a câștigat corect Adi Mitu, dar mai are de muncit.
Corect. Să nu riște nimica Dimitu. Începe Doive cu acel low kick pe exterior. Oh! Middle kick în burtă a încercat Mitu. Pleacă de pe corzi. Oh! A eschivat Mitu. Știți cum se spune, simți adversarul în ring, dar nu trebuie să riști nimic. Ce tehnică extraordinară are Adimitu. Schimbă și garda. Bun încasator pe picioare. Bine împachetat Adimitu. Zâmbește Adimitu după acel low kick. Combinație braț-picior. Asta se punctează în kickboxing. A căzut Doive. Ia-l acum aici, era Ali Fălcușan, sportivul său. Ce picioare solide are Adimitu, la câte low kick-uri a încasat. O sută de secunde din partidă. Iarăși braț picior. Trebuie să mai dea și Adi. Dreapta în burtă îi cere Ali Fălcușan. În burtă încearcă Adi Mitu. Se apără acceptabil și Doive. Ultimul minut al partidei. Continuă spectacolul oferit de Adimitu, dar să aibă grijă la acea ieșire rotundă adversarului. A mimat o lovitură descendentă, Mitu. Are bănățeanul în portofoliu toate genurile de lovituri. Lovește la corp. 30 de secunde. Braț picior. Combinația lui Peter Erz. Da, luptă și pentru public. Adimitu face spectacol. Asta înseamnă să fii campion. Zâmbește ușor ironic Adimitu. Oh! Se termină partida. Bine că n-a aruncat croșelul până la capăt Thomas Doive. Meci mare, spectacol maxim oferit de Adrian Mitu, ovaționat de moldovenii din Fălticeni. Superbă întâlnirea. Adi Mitu, one man show. Ali Fălcușan se îmbrățișează și el cu marele Peter Erz, între cei mai valoroși luptători de kickboxing din anii 90-2000. Ladies and gentlemen, after three rounds of kickboxing action, we go to the judges' scorecards. All three judges, toți cei trei arbitri judecători, have ruled this bout a unanimous decision in favor of your winner. Decizia unanimitate, normal. În colțul roșu, Adrian Mitu câștigă, normal, clar, această partidă la Coloseum 14. Ați fost minunați, publicul a fost minunat, mi-a plăcut maxim. Ți să-i mulțumesc domnului Gabriel pentru această gală frumoasă și reușită, zic eu, până acum. Mai l-avem pe Pitbull și pe Sebastian și pe Andrei să ne dovedească și să ne facă niște meciuri frumoase. Și îmi pare rău că Pitbull se retrage. E un om și un caracter foarte, foarte mare și foarte puternic. Avem ce învăța de la el. Puteți căuta pe YouTube, chiar aveți ce învăța. Are și canalul lui. Și ce să zic despre meci? Un pic cu aerul condiționat a fost o mică problemă. Nu au venit băieții, dar îi mai așteptăm. Încă îi așteptăm, de fapt. Și în rest, mie cel puțin mi-a plăcut. Nu am forțat foarte mult.
pentru că aici chiar e cald, nu știu dacă simțiți și voi. Și ce să zic, meciul frumos în continuare și sper să ne vedem la următoarea gală în care încerc să fiu mai mult mai convingător și vă pup! Adrian! Adrian, right now we do have a champion at your weight division. His name is Edward Gafencu. Where do you think you stand in the 81 kilogram weight division? Sincer, nu mă interesează unde stau, cum stau. Important e să mă cheme la gale, eu vin, mă bat cu cine dorește, cu cine poftește. Deci nu am nicio Gafencu, prietenul meu. M-am antrenat înainte de acest meci cu el, pentru că și el a avut meci cu băiatul din această seară. Și chiar mi-a dat niște sfaturi, le-am primit cu mare încredere și zic eu că l-am pus și un pic în practică. Ladies and gentlemen, one more time, Adrian Mitu!